Așa arată un RX-8. Așa arată mașina de familie. Machineta cu care plimbăm pe Vladimir în vacanță, bineînțeles. Ia să vă arăt așa, v-am arătat un pic interiorul. Vă arăt ăla că și pisicul ăsta din motoraș, care scoate căluții, ăia mulți. Zac, să deschidem capota. Aici avem rezervorașul de ulei suplimentar. Și aici e ascuns ăsta micul. Auză, o să-l trimite. Ăsta este filtru. Tac, fac. Și acolo e el ăla micu. Șmecherezul. Învârtezul. Care face căluții. Ia uite ce trage aer aici. Cum se aude ea când trage aer. Filtru. Filtru. Filtru sport. Aude. Frigider, frate, frigider. Da. Cam asta. Hai să văd și japoneza. O toia pe japoneza. Zac. Așa. Hai să văd și pe japoneza, sorsa lui japoneza prima. O toia, zac, pac. Așa. Hai să vă dau niște fumuleți. Așa. Așa. O toia și pe japonezul. Tata lui japonezile alte. Și aută la aici și pe vărul lui tata lui japoneze. Ați văzut? Da. Emi, el e mesereașul. Deci a pus și niște X-uri aici. Nu știu ce reprezintă X-urile astea, dar e frumos. Cu niște X-uri. Sigla asta e toată schema. Mai vede lumea pe stradă și zice: dar ce e ăla Dodge Viper? De unde ați ia bani? Sărăcie. Da, și cam asta este troșcareta. Ia uitați bord. Ați! Bordul de RX-8. Da, la un RX-8 acu ăsta trebuie să ajungă sus, adică la jumate, cam pe aici, așa, ca să poți să mergi cu ea să funcționeze cum trebuie. Avem butonașul ăsta care arată ca un rotor. Bam. E în drumul o muzică. Ia mai avem și muzică. Bose. Nu putem accelera acum mai mult de 3000 de ture până nu se ridică apa. Dar după ce se ridică apa, ai forță. 6 trepte. Elegant. Frâna asta de mână e așa, un aspect plăcut. Thank you.